Avem un nou turc în oraș, cu șaorma, bineînțeles. Pe lângă celebrul La Turcu, s-a mai deschis încă o șaormerie în care omul chiar e turc. La Mehmet Usta se numește locația și e localizată pe Seleușului. Am trecut în grabă, am parcat repede, n-am apucat să filmez, îmi pare rău. Am fost pe la ea cu vreo lună și ceva, am mâncat o șaormă, bă, a fost ok. Și am zis, bă, ăștia merită un video pentru că 100% avem oameni care vor să mănânce șaorma aia clasică. Am fost pe ei, mi-am luat șaorma mare, vită cu pui. Mare. E mare, frate, e mare. Și la prețul de 27 de lei. De arătat arată foarte bine. De mirosit miroase foarte bine. Și am cerut o semi-picantă. Cartofii naturali, cărniță de vită, cărniță de pui, varză albă, varză roșie, ardei iute, un pic de salată verde și castraveți murat. Mai aveau și roșii, dar mie, sincer, personal, nu-mi plac roșiile șaorma, așa că am zis să nu pună. Iar la sosuri mi-a pus unul alb, bănuiesc cel de iaurt clasic, unul portocaliu, bănuiesc că era cel semi-picant și ketchup. Și uite un ștou, câtă carne. Nu se joacă. Nu știu care e povestea lui. E că când trec pe acolo, îl văd tot pe el, pe turcul ăsta. Habar n-am cum îl cheamă. Și mă întristez că nu prea văd clienți. Și atunci am zis că hai să încercăm să-l punem pe hartă, să știe lumea cât de cât de el și rămâne la atitudinea voastră. Atunci o mică recapitulare. La turcul din Velența, e mai simplu decât ce nume și-o ales. Pare rău, dar e greu de pronunțat. O șaormă bună, mare, preț decent, 27 de lei, mix, vită cu pui. Răducu vă recomandă. Poftă bună!